Programul O săptămână la munte aparține operatorilor din turism și se va derula în perioada 2 noiembrie-19 decembrie 2014. Este adresat tuturor categoriilor de persoane și vine într-o perioadă considerată moartă pentru hotelieri. Din acest motiv, prin diversitatea serviciilor și ofertelor, operatorii din domeniu speră să îmbine utilul cu plăcutul, să acopere locurile disponibile, iar celor care încă n-au ajuns la munte să le dea șansa să se relaxeze o săptămână cu bani puțini. În cadrul programului, tarifele au fost reduse la jumătate față de prețul normal practicat în această perioadă. Sejurile presupun pachete de 5 nopți, cu intrare duminica și ieșire, eliberarea camerei vineri. Participă la acest program unități de cazare din foarte multe zone montane ale țării și numai zone montane și zone balneo. Avem Băile Herculane, Brașov, Bușteni, Predeal, Sinaia și probabil se vor mai înscrie unități de cazare și din alte stațiuni. Ca o noutate pentru acest an, copiii până la 7 ani vor beneficia de gratuitate cu condiția ca aceștia să fie cazați în camera părinților. La un hotel de 2 stele, spre exemplu, dar și la vilele sau cabanele cu aceleași dotări, prețurile pentru un sejur de 5 nopți pornesc de la 161 de lei de persoană, iar în cazul unităților de 4 stele, prețurile ajung până la 368 de lei de persoană. În toate aceste situații, ofertele nu includ micul dejun sau alte mese din timpul zilei. Atenție însă, în sistemul de vânzări pentru acest program se aplică regula primul venit, primul servit.